Aseară, în timpul tascului am auzit de foarte multe ori, uh, mulți concurenții din cabină care se plângeau de uh, mirosul pe care îl emana livio și nu mă așteptam mult să se difuzeze asta. Adică a fost spus așa cu subiect și predicat în live de către Maria pentru că a menționat că ea a fost prima care a ieșit din cabină și m a întrebat doamna Simona dacă i s-a făcut rău, de la ce anume și ea a zis că de la niște mirosuri, iar doamna Simona credea că se referă la acele mirosuri pe care le-a produs băutura aceea sau preparatul acela cu uh, ceapă, usturoi uh, de la împrăștiată Elena pe lângă cabină, a spus că asta a declanșat, dar uh, înainte a trebuit să suporte acel uh, miros de la uh, Liviu și au intervenit și alte fete spunând că e, era ceva rău de tot, uh, că nu pot explica în cuvinte. Au fost multe râsete în uh, platou uh, și spunea Liviu că special nu s-a spălat 5 zile pentru acest task, dar el oricum nu avea de unde să știe când va fi, deci a fost doar așa la glumă spus.